cazului. Și bun venit la gala umorului, ajunsă iată la cel de-al 21-lea sezon al ei. Să trăiască dumnea ei gala noastră săptămânală. Da, și la cât mai multe sezoane ale vorbelor de duh care să le descrețească frunțile iubiților noștri telespectatori. Așa să ne ajute Dumnezeu, Dorele. Așa să ne ajute, Cleopatra. Dar eu am auzit că or să vină ceva vremuri grele. În ce sens? În sensul profețiilor lansate de Nostradamus, zis și doctorul Apocalipsă, acum vreo 600 de ani. M-am înfiorat, măi, Dorele, măi. Ia, dă-te mai aproape cu grila aia de profeții ale doctorului ăsta Apocalipsă și dea până-le. Bun, bună oară. Fiscul. Ce-i cu fiscul? Vor veni în pragul casei tale niște băieți în haine de piele, așa zice profeția, care te vor lua la întrebări. Ce întrebări? Că de unde ai avut tu atâta băneți să-ți plătești facturile? Păi tu ți le-ai plătit? Bineînțeles. Bravo! Asta înseamnă că ai avut ceva resurse nedeclarate la ANAF. Dar eu am făcut o socoteală și am constatat că mâine se împlinește un an de când mâncarea se tot scumpește. Tu n-ai băgat de seamă treaba asta? Ba bine că nu. De când? De când câinele meu de companie a început să-și ascundă oasele de mine. Dar de băutura ai auzit? Auleu, ce-i cu băutura? Păi iarăși se scumpește, Dorele. Asta e, Cleopatra, o să mâncăm mai puțin. Bine, atunci ia zi tu dacă o faci așa pe viteazul. Când se spune bărbatul e fericit, unde se află subiectul? Cum unde? La crâșmă, bea o bere. Doar una? Hai da de... Românul nostru când se apucă să bea, apoi bea, nenică, nu glumă. Până când? Până când îl apucă dorul de ducă. A, unde? Cum unde? Unde o fi? Dar mai ales afară. Nu tu, afară. Da, mă, fraților, afară, afară. Ca despărțire, tocmai am băut cu un prieten ultima albă de bere pe pământ strămoșesc. Rămâneți cu bine, le-am zis, că de fapt eram trei. Fiecare cu câte o halbă pe pământ strămoșesc. La a cincea halbă, că unul dintre ei mi-a turnat-o pe penultima, i-am pierdut echidistanța. Nu echidistanța asta, echilibru l-am pierdut. Eu, Romanian citizen, am căzut pe pământul strămoșesc, de care m-am desprins cam greu. M-au ajutat cei trei prieteni, plus câțiva martori aflați întâmplător la fața locului. De ce să... paparații... Da. A fost o despărțire tare tristă, da. Da, oameni buni, da, plec. Nu plângeți că mă întorc. Hei! Se aude acolo sus la guvernare? Sau vreți să vă fac un meeting de să mă țineți minte toată viața? Se aude ori nu? Și fiți atenți, mă, că mă întorc, da? Când mă umplu... Când mă umplu de ce? Când mă umplu de bani, da! Atunci, hop, înapoi pe pământul străboșesc. De fapt, încă nu știu prea bine ce o să fac pe acolo, dar câteva idei tot am eu. Și nu la căpșuni, nu. Păi, ce să caut eu la căpșuni, eu care visam în studenție să-l joc pe Romeo la el acasă? Poate doar să-i le livrez Julietei direct în balcon. Film interzis minorilor. O căpșună e, o căpșună e. Nu. Mai bine îmi deschid o agenție matrimonială cu o inovație. Odată cu CV-ul, candidata la măritiș să prezinte și o fotografie. Și nu a ei, a maică-sii. O poză recentă, ca să știe și generele cum o să arate fata după 40 de ani. Așa, ca un fel de oficiu pentru protecția consumatorului, da? Sau, mai bine, îmi deschid un birou de consultanță. Sfaturi pentru cei care își deschid
care își deschidă, ce să își deschidă, un business, iar ălora care întreabă cu ce să înceapă, o să le dau un sfat învățat acasă de la profesorul meu din vitelinele manageriale, Fană Lapte Gros. Primul lucru de care ai nevoie când începi o afacere, zicea el, este un pumn de somnifere. Că la început nu poți dormi gândindu-te cum să faci primul milion și pe urmă nu poți dormi de grija ANAF-ului gândindu-te cum să-l justifici. Și dacă nu se lipește nimic, mă întorc iar la voi. Numai înainte însă de a face o ultimă încercare să devin omul zilei. Ce zice de pilă de înconjurul pământului în balon cu aterizare la punct fix? Fix, fix, dar care punct? Că planeta asta are o mulțime de locuri din care merită să ții zborul și prea puține în care merită să cobori. Și atunci, care să fie punctul fix? Cum care? Aici, printre voi. Păi tot aici. De ce nu? Rămân, că de mult simțeam în mine ceva de aventurier. Aici. Fumezi o țigare? Uite că am de toate neamurile. Englezești, franțuzești, uite americane. Că citești. Ce citești? Prognoza meteo pe 95. Și ce zici? Roma, cer deschis. Paris, cer senin. Londra, cer închis. București, cer mâncare. Și mie mi-e o foame, că nu știu când o să mă mai satur. La anul și la mulți ani. Yeah. Mai bine hai să te pup, că e anul nou. La mulți ani, Vasile. La mulți ani, Naia. Auzi? A? Cu ocazia asta festivă ar fi bine să ținem un toast și să ridic un păhărel cu apă potabilă și să le urez tuturor celor care ne-au adus această fericire un an bun ca al nostru. Mă, tu știi să ții un secret? Depinde cât mă bat. Nu te bate nimeni, ar însemna să nu se respecte legea. Arată-mi o lege care se respectă și eu mă duc pe jos până în Canada și nu mă mai întorc. Mă, tu ai auzit de arma psihotronică? Nu. Păi cum? Azi când toată lumea vorbește despre paranormal, despre parapsihologie, știi ce e? Un fel de paradontoză, să ia paracetamol. Mă, e vorba de transfer în spațiu, mă înțelegi? Transfer în spațiu. Am să spun formula magică a zeului nostru tutelar Artaxerxes. Safras, basamas, ananas. Taci că sunt în subconștientul tău. Poate în inconștientul meu, că așa am fost de mic. Lasă că sunt alții mai mari ca tine și ne țin lecții de tranziție. Fii atent, acu intri în transă, ai să te umpli de fericire. Păi așa mi-a spus și când am intrat în partid. Partidul ăla nu mai există. Hai vrei, acu ce facem, ne mințim și între noi? Închide ochii. Închide ochii. Închide ochii. Și ai să vezi un animal fabulos, simbolul strămoșilor noștri. Lupul alb. Nu, noi suntem altă gașcă. Crocolionul. Crocolionul. În față are un cap de crocodil cu fălcilele imense. În spate are un cap de leu cu dinții afioroși. E cel mai rău animal din lume. Rău răilor. Auzi, băi, ăsta dacă are cap în față, are cap la spate, ăsta pe unde își face necesitățile? Păi da-i așa de rău. Hopa, hopa. Simt cum ai început să te dedublezi. Te văd departe, departe, cu o stea în frunte. Să nu fie roșie. Nu, e o stea albă,
ca și Casa Albă, te teleportezi la Washington. Safras. Ba, Vasile, l-am teleportat la Washington. All right, am ajuns. Caută-l pe domnul Clinton. Spune că Jirinovski ne-a făcut țigani. I-am spus. Și ce a zis? Uș! Altceva? Se plânge, zice că și la el e recesiune, miniștri corupți. Să-i aduc aici, că-i facem ambasadori. Păi nu, că în America îi leagă. Rușine. Și să mai laudă că au o țară democratică. Păi la noi când prinzi un scaun bun, faci de noi trei palate, faci miliarde și nu te întrebă nici dreacu. Înapoiați, domnule, înapoiați, n-au ca la noi democrație originală. Vasile, da, americanul de rând, cum o duce? Exact ca la noi, cine n-are dolari, vai de mama lui. Dacă tot ești de acolo, ia și tu legătură cu niște oameni de afaceri, cu boșii lor, roagă-i să ne ajute. I-am rugat. Au zis că ne ajută când ne vine rândul. Că au ajutat pe panamezi, pe irachieni, pe somalezi, pe sârbi, pe haitieni. Ne ajută și pe noi, nu ne lasă ei. Nu ne-au lăsat nici la Ialta. Atunci întoarce-te cu fața spre răsărit și pașol nacmazva. Americanii au tot promis că vin și n-au venit. Rușii au fost oameni mai serioși. N-au promis, dar au venit. Și au stat 45 de ani. Alio! Nicolai! Gavarimazva! Arașo, Vasile, cu cine ai luat legătura? Cu armata 14-a. Au zis că ne ajută ei. Ne trimit cadouri babane de anul nou. Ni le trimit cu tancul, ca să putem cânta în jurul bradului. O tank and bomb, o tank and bomb. Aoleu, atunci dă o fugă la NATO. Am ajuns. Ce fac? Ia legătură cu cine e mai mare acolo și roagă-i să ne primească imediat în NATO. I-am rugat. Și ce ți-au răspuns? Teșec, eu nu pot, Ivano. Bine, atunci ia servus de la ei și fă pași spre Consiliul Europei, la Strasburg. Alo, ici Strasburg. Bon année, Nicolas. Hey, merci, Basile. Ce spune despre noi Consiliul Europei? M-au felicitat pentru realizările noastre. Ne-au spus, în 90 nu aveați nimic, dar acum aveți de toate. Aveți corupție, aveți inflație, aveți șomaj, aveți criminalitate, aveți prostituție, aveți homosexual. Ați văzut că se poate. Și altceva? Păi m-au felicitat și pentru celelalte minuni. Terorism fără teroriști, corupție fără corupți, hoți care strigă hoții. Vasile, da. Ai grijă ce vorbești, că vorbești în cablu. Păi ce, nu suntem un stat de drept? Da, un stat de drept comun. Auzi, dacă toate ești în zonă, dă o fugă până la Paris. Propune-le să ne facem orașe înfrățite, Parisul cu Bucureștiul, Marele Paris cu Micul Paris. Parfait, ici Paris. S-a aranjat? Se face? Non, jamais. Pourquoi? Au spus că avem orașe înfrățite mult mai prospere. Care? Roman cu Severin. E, lasă că ne înfrățește domnul Halaicu cu bogatul Las Vegas. Da, întâi dânsul. Și pe noi când? Păi întreabă-l pe dumnealui, e dreptul nostru, ale alegătorilor. E, da, așa a fost soarta noastră. Aleg binele pentru ei și rău pentru noi. De-aia nu mai vine lumea la vot. Lasă-i să ne creadă, fraier. Au mai făcut și alții greșeala asta. Vasile, dacă tot ești la Paris, distrează-te și tu un pic, mă. Intră într-un local de la scumpul, comandă o strahină de caviar și o doniță cu șampanie franțuzească Gordon Rouge. Cu ce bani, păcatele mele? Cere de la Fondul Monetar Internațional, pentru țară. Ce să-i mănânc eu? E,
păi ce ai fi singur? Ha. Și pe urmă, dacă tot e bal, bal să fie. Ia-ți un apartament la Hotel Ritz și invit-o pe Ciociolina, mă. Pe Ciociolina, păi da ce o să vrea să vină? E, na, când ți-o vedea nasul ăsta criminal, fi dârs, țugulane! Românul are 7 vieți în slipul de aramă. Nae! Da? Vine! Vine! Spune-le băieților să închidă monitoarele! Doamnelor și domnilor, ceea ce urmează este interzis tinerilor sub 14 ani și inutil celor trecuți de 70. Noapte bună și la mulți ani! Doamna doctor, doamna doctor, doamna doctor, aula, omosit, iertați-mă, e adevărat ce am auzit? Da, ce ați auzit, mă rog? Că pe mine o să mă opereze studenții? Da, e adevărat. Păi stați puțin, și dacă nu le reușește operația? Le dăm note mici. Vă rog să trăiești. Vă rog. Iartă-mă că am întârziat. Nae, da. Am nevoie de concediu medical ca de aer. Și-și bolnav? Bate în lemn, n-am nimic. Adică am. Am o petrecere la cumnatul meu, la Pitești. Trebuie să mă ajut neapărat. Deci eu sunt medic? Nu, nu, nu ești medic. Doctor am. Un chirurg, la el mă duc acum. O să-i spun că m-a tras curentul, mă duc o coșată, așa, îmi dă el 3 zile. Și eu ce trebuie să fac? Tu trebuie să-i dai un telefon. Mă! Nae, îi spui că ești doctor Ionescu, că mă cunoști, că mă recomanzi să mă consulte și că sunt un caz grav. Eu în chestii de asta nu mă bag. Trebuie! Ești prietenul meu, Nae, trebuie să mă... Nu mă lăsa! Alo? Alo? Da, dragă, te ascult. Mi-a telefonat doctorul Calafeteanu că ți-a trimis un plic cu o invitație la Revelion. L-ai primit? Nu știu. Stai să caut. Nu l-am văzut. Stai, așteaptă puțin. Alo? Alo? Mă, că s-a întrerupt. Aveți un plic. Da, mulțumesc. Și să nu uitați că peste o oră intrați în operație. E, cum o să uită? Și vă așteaptă un bolnav afară. Să poftească. Poftiți. Da, mulțumesc. Bună ziua. Bună ziua. Poftiți. Ce vă aduce la mine? Mă doare. Nu știu, m-a tras un curent. M-a trimis la dumneavoastră doctor, am uitat cum îl cheamă. E, nu, n-are nicio importanță. Vă rog să luați-l. Să știți, a spus că vă dă și un telefon. Nu face nimic, luați-l. Ia să vedem noi despre cine este vorba. Să-mi spuneți exact unde vă doare, da? Aici, în regiunea lombardă. Stați. Nu, iertați-mă, plin. Alo. Alo, s-a întrerupt. Da, s-a întrerupt. Ai găsit plicul? A, e chiar în fața mea. Și nu-l văzusești? Abia a sosit, drag. Și ce scrie? E, nu știu. Nu l-am deschis. Zicea că la Feteanu, care de gând să danseze toată noaptea. Ce? Disco? După cum arată, o să zacă la pat cel puțin o lună de zile. Apropo, sunt în pline pregătiri. Dragă, te rog, ajută-mă și tu puțin. Măcar curăță cartofii pentru salata de băf. Ar fi prima oară când aș face o asemenea operație. Nici nu știu dacă mă pricep. Aoleo! Și cu curcanul pe balcon, ce mă fac? Nu vrea nimeni să mi-l taie. O să-l tai eu, dragă. Uite, chiar azi îl tai. Mie-mi e milă de el. Mie nu, mie milă. Nici un pic. Și dacă nu stă? O să-l anesteziez cu puțin rom. Știi că asta îl mai frăgezește. Mă frăgezește? M-ar ajuta și mama, dar nu știu dacă scapă de musafirii care au venit din provincie. Nu scapă, dragă, sigur nu scapă. Fai de mine. Aș vrea să fac curcan umplut. Asta, să știi că e o operație complicată. Îl tai
Ei, scoți măruntaile, le toci la mașină, pe urmă se bagă totul înăuntru și se coase la loc. Lăsați, mai bine viu eu mâine. Nu, stați, că o rezolvăm, stați. Vezi că ai de rezolvat și coborul din sufragerie. Trebuie să-l bați. Dragă, dacă trebuie, am să-l bat. Trebuie neapărat, lăsați, vin eu poi mâine. Stați. Ca să nu-ți mai spun și de țeaba de la baie. Tot mai curge. O să încerc cu lampa de sudură. Mai sudeți! Am plecat. Iartă-mă, dragă, acum iartă-mă. Stați o clipă, să vedem unde vă doare. Aici mă doare. Uitați-mi deci. Hopa! Ce? Hopa! Ce? L-am scos. Ce? Ce asta? Un alt țicot. Da și? Asta era. Un stați să vă mai consult? Nu cred că mai e nevoie, că am rezolvat-o prin acupunctură. Dorele, e adevărat că voi ăștia din Vaslui beți în fiecare zi de dimineață? Vai, dar nu-i deloc adevărat, băi, Cleopatru. De exemplu, noi duminica bem divine. Să fii sănătos, Dorele, că oltenii sunt mai harnici decât voi. Știi de ce? De ce? Ăștia, ca să se împace după o ceartă zdravănă, beau vreo câteva damigene cu Zyber într-o singură zi. Bă, fraților, bă! Bă, să vezi, să lucrezi, auzi? Bă, ce poate să le treacă la unii din cap, e minune mare, bă! E minune mare! Mă, când auzi așa prin bazme de isprăv de-a lui Păcală, lui Tândală, nu ține să crezi urechilor. Dă-i o bag seama că Păcală și Tândală ăștia lăsară sămânță în urma lor. Păi da, că mai sunt și în zilele noastre de aldei. Păi stai să vezi, acum câteva zile, nimeri eu, fără să vreau așa, pusei martor la o ceartă. La o ceartă între nepotul meu, Sucă, și prietenul lui Stachia, lui Zăpăcitu. Adică vorba vine ceartă, că ăștia doi n-au cum să certă, că sunt cam într-o minte amândoi. Și eu bag seama că la o ceartă e nevoie cumva de o diferență ceva, știi? Ca la Terezie, ca la cântar de. Adică trebuie să atârne dreptatea într-o parte, nu-i așa? Mă, din ce să luare ei, nu prea știu eu bine, că nimerit am la mijlocul hărmălăii când striga Saiche cât îl ținea gura. Bă, Sucă, bă! Bă, tu vorbești, bă, ce faci pe deșteptul? Parcă nu-ți spusă mie Margioala lui Tolăbosu că te-a apucat și udași prunii din capul vii cu vitriol ca să iese suica tare. Ia uite la el, mă! Tu te ce vă-ți dă nasul să te iei de mine, mă? Tu, mă? Bă, parcă nu știe tot satul că te-ai apucat de ai mutat bouul ăl de hăis cu ăl de cea, i-ai schimbat între ei ca să faci căruța antiderapantă. Păi, căruța antiderapantă. Și că sorul ta, de vrenică ce e, s-a dus să scoate apă la fântâna popii și de vrenică ce e, a dormit cu lanțul, mândă, a tras o ciutură în fântână. Păi dacă nu vedea, da, floarea lui Cocoșel, să-l neca. Păi nu, să-l neca, că și după ce o scoase afară, ea săraca tot adormită era. Cine, mă, sorul meu, mă? Da, mă, sorul, dar ce te mire așa? Păi știe tot satul, că de vrenică ce e, anul trecut, când cu gripa aia, era săraca să curiță, să se sufoce, că era aline să tușească. Mă, și ce te iei tu de sorul meu, mă, zice Saiche? De ce nu te iei tu de vară ta? De catarița lui Trei Cârlige, care asta toamnă când dete bruma aia din tâi, s-a apucat și mută difuzorul din prispă în odaie lângă sobă, să nu răcească Dolănescu. Bă, zice, bă, nu degeaba vă, zice, vouă, bă, ai lui Zăpăcitul. Păi ce nu știu eu că tac tău când se însură, când fugi în RD. Dacă nu găsesc mânuși albe, s-a apucat să bage mâinile în var, să-și le facă albe, știi? Dar greșit, în loc să le bage în var, le băgă încăldarea cu gips. De noapte anunții, îi dete măta în gură, că altfel rămânea nemâncat săracul, că înțepenisă, ce mai. Bă, zice, e de ce, zice Saiche, nu te lua de neamurile mele, auzi? Nu te iei tu de neamurile mele, mai iau și de ale tele. Păi ce, eu nu știu că unchiul tău, n-aia lui Plămădeală, s-a apucat și a făcut gaură în zid, de-a băga coada vacii și să dea mușile afară. Voi vorbiți, bă, voi vorbiți, zice, sau Sucă. Voi, bă, care v-ați apucat, zice, de azala și godea aia de câine al vostru, lui Cartuș de. I-ați dat să mănânce mămăligă schiartă și pe urmă să bea apă rece, ca să regușească, să-l latere gros, să-l sperie oță, să-l sperie oță la el. Bă, Sucă, bă, zice, eu în locul tău aș tăcea din gură, mă. Aș tăcea din gură, mă, când s-a apucat ai tăi să scoată măsaua de minte și o legare cu ață de cleanța de la ușa de la graz. Și când zbici tata odată, sparsă ușa la graz în capul tău, că ușa se deschidea încoa, nu încolo. Bă, Saiche, ce noroc cu tine, mă, că tu n-ai ce scoate. Păi da, că la tine nici n-a încolțit săraca măsa. Că nu iasă la toată lumea. Să mă uită și ea la om așa, știi? Să mă uită la om. Taci, mă, din gură, zice Saiche. Taci, mă, că la armată, dacă nu eram eu, ai fi stat numai la arest, de deștept ce ești. Noroc cu tine, zice Sucă. Păi da, noroc cu tine, că altfel ședeam singur. Da, mă, Sucă, zice Saiche. Da, bă, multe trăsărăm noi amândoi împreună, bă. Multe trăsărăm. Mă, fraților, când îi văzui așa că trăniți, zâmbă copii, mă. Mă, împăcați-vă, mă. Păcați-vă, mă, că n-o fi foc. Păi ne-am împăcat noi, zice Saiche, dar n-are cine ne împăca. Păi zic că vă împac eu.
Îi luai la mine acasă, o să iei o oală de zaibăr, știi, ca să udăm împăcarea. Mă, zic, și aveți voi de împărțit, mă, de vă certați. Bă, de ce vă certați voi, mă? Pă, musai, zice, saiche, să ne certăm. Musai să ne certăm, că altfel n-avem de ce ne împăca, știi? Mă, zic, vă certați des. A, zice, sucă. Numai așa când dăm decât un om milos ca dumneata, să ne împace, știi? Eu, doamne, mă, zic. Ce vorbea asta, mă? Păi da, zice, pe ce altfel ne chemai să-ți gustăm zaibărul, dacă nu trebuia să ne împeci? Mă, fi varghele în pușcărie să vă fie. Cum mă voi făcureți tot răvoiul ăsta ca să-mi gustați mie zaibărul? Păi, dar cum, dar zice, sucă? Mă, fraților, dacă îmi plecare de aici la mine, strigă sucă peste gard. Bă, neamărine, bă! Bă, sâmbătă, seara, musai să fie acasă, că ne certăm rău de tot. Rău de tot, foc, auzi, venim la matale să ne împaci, că-i darul vorbirii. Auziți, mă, fraților, minte la ei, bă. Auzi, minte la ei. Dar lasă-i mâncalea sufletul. Mă, fraților, dacă nu vă place ce împăcare le fac eu săptămâna viitoare, mă, să nu-mi ziceți mie Mărina lui Juvete. Mărina lui Juvete, să nu-mi ziceți mie dacă nu vă place ce împăcare le fac eu săptămâna viitoare. Ce împăcare le fac eu lor, dacă nu vă place, nu ziceți mie. Aia e. Așteptați o seară și o să vedeți. Pe vremea Marii Uniunea Sovietelor, când patria gulagurilor era străbătută de la un cap la altul de trenuri transiberiene acționate de locomotivele cu aburi, unui astfel de monstru șerpuitor i se defectează locomotiva, tocmai la Novosibirsk, în inima Siberiei. După o zi de așteptare în ger și zluată, călătorii își pierd răbdarea și încep să se agite, ba chiar să facă scandal. De ce stăm de atâta vreme în mijlocul pustiului, oameni buni? Pentru că s-a stricat locomotiva, gospoda pasagerul. Și de ce n-au schimbat până acum locomotiva? Au schimbat-o, numai că au schimbat-o pe vodka. Calinca, calinca, calinca maia. Ai, ce-ai făcut din rasia maia, Iosif Isarionici? Am făcut-o mai puternică ca oricând, Batiușca, băi. Harașo, mareșale, generalisim, mai există armata. Da, mai puternică ca oricând. Și poliția secretă? Da, mai secretă ca oricând. Și companiile de cazaci? Da, mai rele ca oricând. Și turnurile Kremlinului? Da, mai înalte ca oricând. Da, harașo, mareșale. Generalisime. Și vodka, cum mai e? Tot de 38 de grade? E 40. Și numai pentru astea două grade ai întors lumea cu fundul în sus? Un locatar din Bercen Sud are drum zilnic pe lângă cunoscutul ospiciu din cartier. Într-o zi trecând pe acolo, îl strigă un nebun, cerându-i o țigară. Locatarul intră în vorbă cu el, discută tot felul de lucruri, de sport, de politică, mă rog, alea. În următoarele zile la fel. Pirat, omul nostru îl întreabă la un moment dat. Măi, eu stau de vorbă cu tine de câteva zile și văd că nu ești nebun deloc. Cum ai ajuns aici? Nebunul patetic. Am vrut să trec granița și m-au prins. Treaba asta te-ar putea băga la pârnaie, nu la nebun. Așa e, numai că eu am vrut să fug în Rusia. Tovarășul Lenin, săracu. Tu care ești celovec? Nu te-am văzut niciodată pe aici. Oleu, a vorbit mortul. Ajută-mă să mă ridic un cap oaselor. Ai, am amorțit de tot aici. Dar dumneavoastră nu sunteți deședat de tot? Geniile marxist-leniniste sunt nemuritoare. Păi depinde. Eu știu un caz de acum 5 ani de la Crăciun. Ia spune-mi, cum te cheamă soldat? Permiteți să raportez. Sunt soldatul Vasile Vasilievici Muravski. Muravski? Muravski. Ești rudă cu fostul prim-ministru de la Chișinău? Sunt rudă cu tata.
român sovietic. Dar numele tău adevărat care e? Vasile Muraru. Dar rămâne între noi. Da, absolut. Și eu mi-am schimbat numele din Ulianov în Lenin, de frica ohranei țariste. Da, 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 și eu tot pentru ohrana amărâtă și de frica KGB-ului. Știți, la noi în Basarabia... Ia stai jos, stai jos aici. Basarabia asta nu era în România? Ba da, dar a luat-o Stalin de două ori. O dată cu ultimatum și a doua oară cu Pixu, la Ialta, cu România cu tot. Și acum de ce nu se unesc basarabenii cu țara mumă? Păi, fiindcă li s-a pus o snegură pe ochi. Familia ai? Da. Da. Unde locuiesc ei? În Siberia, normal. Păi le place lor acolo, în frigul ăla. Știți, tata a suferit de meningită și n-are voie gloanță în șafă. Vreau să te întreb ceva. Vasile Vasilievici, de ce nu mai vine lumea să mă viziteze? Păi s-a închis mauzoleul, se privatizează. Și Iosif Visarionovici Stalin, cu el ce s-a întâmplat? L-au evacuat pe el. Vasile? Da? Acum e voie să se facă glume cu mari conducători comuniști? Păi, cu așia morții, da. Altfel, ce mai e pe afară? Permite-ți să raportez. Ciumă, molimă, holeră, sida și boala copiilor. Boala copiilor? Păi ce e? Păi așa e pe care ați descoperit-o dumneavoastră. Stânjismul. Boala copilăriei. Vasile? Da. Sper că nu înregistrezi tot ce vorbim noi aici. Eu nu. Nu mă băcălești tu pe mine, că sunt mumie bătrână. Dar e adevărat ce se vorbește? S-a prăbușit comunismul? Permite să raportez. S-a prăbușit, dar pe comuniști i-a prins afară. Îmi închipui ce i-am acelărit cei care au venit la putere. Hai bre, cum o să se măcelărească ei între ei. Ai. Dar de ce? De ce plângeți? Mă gândesc la vieții copilași ai bolșevicilor, ai comuniștilor. Ei ce fac acum? Averi mari. Cum așa? Nu înțeleg nimic. Păi așa e lumea împărțită acum. Unii care nu înțeleg nimic și alții care fac averi. Da, 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 da. Și Armata Roșie ce face? Export. Cu ce? Vinde gamele cu rachete cu tot. Pe atunci? Atunci trebuie criticați. A încercat un ziarist din Moscova crezând că încercarea moartei n-are. Și? O a avut. Vasile? Da. Dar ce astăzi, mai e cenzură? Cenzură nu. Bombi, da. Mă rog, voi știți ce faceți. Păi tocmai asta e, că nu facem noi și nu știm și ne facem. Ia vină încă. Ia spune-mi tu. Se mai acordă ordinul Lenin? Păi ultimul care l-a luat s-a îmbolnăvit de mitraliere la Târgoviște. Și premiul Lenin pentru pace nu se mai dă? Se dă, l-a luat Gorbașov. Dar nu-i mai zice Lenin, îi zice Nobel. Nobel? Nobel. Păi l-a inventat dinamita. Cum poți să-i dai unui premiu pentru pace numele inventatorului dinamitei? Păi pe lângă ce ați inventat dumneavoastră? Vasile, măcar tinerii, de ce nu se mai căsătoresc în fața statuilor mele? Care statui? Cum care statui? Am avut și la București una din bronz. Să fii matale sănătos, că au luat băieții și bronz, au luat și aurul și argintul și au făcut clanță la palatele lor de cleștan. Da, 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 da. Nebmanii, speculanții. Nu cunosc. La noi le zici și vipuri. Când am făcut eu Marea Revoluție din octombrie... Cunosc Marea Revoluție din octombrie, aceea care se serba în noiembrie. Ai. Și în România s-a făcut o revoluție și în decembrie. O adevărată minune. Și? Ca orice minune, o ținut 3 zile. Ai, ce vroiam eu să te mai întreb? Vasile, Edisu, da. Se mai vorbește de lampa lui Ilici? Da. O dată pe lună, când se încasează curentul. Și ce se spune? Ni rușine să vă zic. Zi, mă. Să zice de TVA-ul mamilor. Dar cum? Lumina nu mai vine de la răsărit? Da, dar împrumuturile vin de la apus. Mă, totul e ca proletariatul, clasa muncitoare să aibă hleba, pâine și vodcă. Au, toată este care zis matale, dar să vând ca în biserică. Cum așa? Intră omul în vârful chișoarelor, smerit, să uite la prețuri, se închină și pleacă. Vasile, singura voastră șansă a românilor
este să dați mâna cu marele vecin de la răsărit. Am mai dat odată și când am luat-o înapoi, ni lipsau 3 degete. Care? Basarabia, Bucovina și Tezaurul. E, lasă, lasă că vă refaceți voi. Da, da, ca în tango așa le-a scris de matale. Care? Adică un pas înainte și 2 înapoi. Dar în general tu ești un tip cam sceptic. Eu sunt optimist, să-i vedeți pe ceilalți. Vasile. Da. Știi la ce mă gândesc eu? Eu am mai salvat odată proletariatul. Ce-ar fi să o mai fac odată? Pentru încă 70 de ani. Ia lasă pușca aia jos acum. Da, n-am... Las-o jos când îți spun. E încărcată? Da. Cu gloanțe? Cu țigări cazbec. De ce nu vă dau gloanțe? Ei ne dau gloanțe, noi le dăm pe țigări. Și în caz de primejdie, cu ce trageți? Dar nu-i nevoie de arme. Avem noi reformele noastre care nu iartă. Da. Uite, ia de aici creion și hârtie, stai acolo jos și scrie. Testamentul lui Vladimir Ilich Lenin. Testamentul meu, socialismul cu fața umană, fără greșelile trecutului, pentru un viitor luminos. Punctul 1. Țarul. Țarul să nu mai fie împușcat, doar oprit la aeroport. 2. Prețurile să fie cât mai mici și marfă cât mai deloc. Deviza noastră să fie decât mult și prost, mai bine nimic, dar bun. 3. Pensiile. Oamenii să nu mai iasă la pensie la 65 de ani, ci la 45 de chile. 4. Să fie lăsați oamenii să facă avere, ca să avem ce confisca mai târziu. Securitatea. Să nu mai aresteze oamenii noaptea, să-i aresteze dimineața, când e omul odihnit. Sindicatele rămân așa cum au fost, cureaua de transmisie a partidului, pluripartidism, plurisindicalism, să te ții bulibășeală. Scrie, mafia comunistă să primească în rândul ei mafioți de peste tot, din toate partidele, deviza asta să fie. Mafioți din toate partidele, uniți-vă! Mai departe. Mai departe de mafia comunistă? Nu trece nimeni. Femeile. Femeile să nu mai fie obligate să nască copii. Că nu le primește nici dracu, borțoase, până Cipru, până Turcia și în alte locuri de muncă pe brânci. Așa, călătoriile. Călătoriile internaționale să fie liberalizate. Să vadă tot mocofanul că nu primește viză de nicăieri, nici dacă vrea să se expună la grădina zoologică. Îmi pare rău că n-am rămas și eu când am fost în Elveția sau în Finlanda, acum nieta zil. Ce-ar mai fi... Ateismul. Destul cu ateismul. Oamenii să fie lăsați liberi să implore mila celui de sus. Că atâta le-a mai rămas. Ai scris? Da. Ce faci? Ce faci, soldat? Ce faci? Rup testamentul? Păi se vede că ești de pe altă lume, tataie. Păi toate astea se aplică, bre. Să faci totul. N-am știut. Noi ne, las, dă-l încolo de prostii. Mai bine fă nănică, că eu trebuie să ies din post. Mai bine mai lua și pe mine afară cu tine. Auleu, dar nu știi și afară, tataie? Nu mă sperii așa ușor. Eu am fost când s-a luat cu asal palatul de iarnă. Păi da, dar atunci au fost și lumii care au mai scapat. Dormi aici, că dormi bine. Așa. Auzi, mă, șoldovene? Da. Vreau să spun ceva, că mi-e simpatic. Cineva a spus că secolul 21 ori va fi religios, ori nu va fi deloc. Păi după câte se întâmplă în lume, nu o să fie religios. Zdravici! Îmi spui, te rog, cât bei pe zi? Ec. Cât îmi cade bine, doamna doctor. Bine, bine, dar câte pahare? Câte pahare? Da, doamna doctor, eu sunt băutor, nu contabil. Mm,
Extraordinar, extraordinar. Tovarăș Ionescu! Da, mă rog! Tovarăș Ionescu! Da, mă rog! M-ați chemat, tovarășul nu știu. Da, tovarăș Ionescu, te-am chemat la ca să... Cu sănătate vă dorește Ionescu istamate de la contabilitate. Să trăiți. Bine, bine, să lăsăm să asta. Să vă fie să ne fie 72 cu bucurie. Să lăsăm asta, tovarăș Ionescu! Da, vă rog. Uitam aici în față lista dumitale cu rechizite de birou. Cu ce anume, vă rog? Cu rechizite de birou, tovarășul, poftim. A, da, normal, vă rog. 972, trebuie să ne aprovizionăm cu rechizite. Da, da. Tovarăș Ionescu, dumneata ai gândit bine când ai făcut această listă? Dumneata știi că noi cheltuim mii și mii de lei pe rechizite de birou? Da, vă rog, dar sunt strict necesare. Fără rechizite stă birou pe loc. Stă birou pe loc, da? Bine, tovarăș Ionescu, ia să vedem noi ce ai trecut dumneata aici. Da, vă rog. Vreau să zic că punctul 1. 3 micol hârtie, velină, calitatea întâi. Pot să știu și eu pentru ce trebuiește atâta hârtie? Dumneavoastră nu știți foarte bine pentru concepte referate, nu așa, contra referate, referate suplimentare, etc., etc., se consumă. Etc., etc., ai, etc., la contabilitate nu merge pe etc., etc., ce e etc., etc.? Da, adică pentru schițe, notițe, bentițe, fundulițe, se consumă, tovarășe. Mă rog, să zicem, tovarășu, da, de ce felină și nu simplă? Pentru sandwich, vă rog. Îmi țineți minte, ați trimis-o zile trecute pe Marioara jos la bufet să vă aduc un sandwich. Vi l-a adus împachetat în jurnal. Mai mare rușine. Păi, hai, vedeți dumneavoastră așa cu velină, mai sandwich, vă rog. Mergem mai departe, tovarășu Ionescu. Da, vă rog, tovarășu. Adică 5 duzin creioane negre, 5 duzin creioane roșii, 5 duzin creioane albastre. Ce risipă asta? Cum risipă, tovarășu Ionescu? Dumneavoastră nu știți, eu scriu referatele cu negru. Adică le verifică cu roșu, dumneavoastră le aprobați cu albastru. Așa. Păi ar fi jus să aprobați dumneavoastră cu aceeași culoare ca a noastră. Gândiți-vă, ierarhic, nu așa, șef contabil care... Da, da. Sigur. Da, i-aș numea 4, 5, 6 creioane acolo, dar 15 duzin, tovarășu. Consumă, tovarășu. Dumneavoastră nu știți cum sunt creioanele. Vă rog, rotunde, se rostogolesc, nu aveți un creion pe birou? Când se rostogolește, nu trebuie să aveți și un creion sub birou, când se... Păi și? Men, și voi mă moi la dumneavoastră, nu-i așa? Haină, vestă, pantalon, 5, 6, 7 buzunare dintr-o dată, nu-i așa? Câte un creion în fiecare buzunar, nu-i așa? Se mai rupe căptușeala, vă rog, și... Păi nu trebuie să aveți un creion în căptușeală când se rupe, vă rog. Ei, și? Cum e dumneavoastră, nu aveți copii la școală, noi nu avem copii la școală, nu trebuie să învețe și să deseneze, ce... Mergem mai departe, tovarășu. Da, bă, să vă trăiască, tovarășu. Mulțumesc asemenea și dumneavoastră. Hai să zic, una gumă șters, da, și 40 pachete lame de ras Wilkinson. Păi ce legătură au lamele cu rechizitele de birou? Lamele, da, lamele. Pentru creioane, tovarășu. Noi cu ce ascuți în creioane, vă rog? Cu lama, vă rog. Cu lama, cu lama. Păi aș vrea 5-6 lame, dar 40 de pachete, tovarășu. Se consumă, tovarășu. Dumneavoastră nu știți cum sunt creioanele astea? Unele au lemnul mai moale, altele au barba mai tare. Mai, adică eu, dacă mi-a ascult creionul dimineața, până seara crește la loc, vă rog. Uite ce, tovarășu Ionescu, te interesează ce-ți crește și cu ce ți-a ascult ceea ce mă privește pe mine, da. Eu nu mă bărbieresc, eu nu mă ascult. Dar nu te interesează pe dumneavoastră cu ce mă bărbieresc eu, dumneavoastră. Așa că te rog, taie de aici lamele, da, și trece trei ascuțitori, da, și un brici. Da. Scuzați, vă rog, dumneavoastră le ascuțiți și contra când... Duminica, da. Specificați, vă rog. Brici la mălată. La mălată. Ce facem cu Wilkinson-ul, vă rog? Păi de știu și eu. Cu lamele, adică permiteți o propunere constructivă. Te rog. Treceți dumneavoastră acolo, 40 pachete clame. Clame? Cu C. Cu C. C, L, C. C, L. C, L, ame, clame. Clame. Clame, și da, și... Vorbesc eu cu dactilografa să nu-l bată pe C. Și guma, tovarăș Ionescu, guma! Ce-ți trebuiește dumitale guma la birou? Pe ce am pus eu o gumă? Cum de coarea? Una gumă șters. Da, aveți dreptate, tovarășu. Risipă, vă rog. Risipă cu rămare, cu banii statului. Da, ștergeți gumă, vă rog. Șterg guma. Ștergi rău într-o gumă. Așteți guma? Am șters. Foarte bine, să ne învățăm minte, tovarășu. Mergem mai departe. Mai departe, vă rog. Două col sugativă. Da, vă rog. Un aragaz cu butelie. Da, vă rog. Una cutie indigo. Da, vă rog. 10 cutii Nescafe. Da, vă rog. Da, mă crezi pe mine imbecil. Da, vă rog. Poftim? Scuzați, vă rog. În ce legătură are indigo-ul cu Nescafeu? Da, aveți dreptate, ce bem indigo, ștergeți indigo-ul. Tovarășu Ionescu, tovarășu Ionescu, te-am întrebat cu cafeaua, nu cu indigo. Da, păi cafeaua are, vă rog, are, că vin delegați din provincie la contractări, vă rog.
Știți și dumneavoastră că obrazul subține cu cafea se ține. Uite ce, tovarășul Ionescu. Da. Delegații nu vin la noi, se duc la birou vânzări-cumpărări. Așa, adică ia de la vânzări să bea, noi să căscăm gura, vă rog. Ce aragaz cu butelie, măi, frate. Pe ce vreți să o facem nefiartă? Tovarășul Ionescu, i-aș vrea ceva mai mic, un reșou electric. Un reșou electric, consumăm curent, o întreprindere, tovarășul șef, când ne scoate la 10 lei pe an ca popa, nu vă gândiți un pic la economii? La... Ia uite, noi vorbim de economii și economiile bat la ușă. Tovarășe, șef contabil. Da. Dumneavoastră, v-ați gândit vreodată câte călimări avem noi aici în birou? Nu, sincer nu. 10 călimări, vă rog. 10 călimări din care cerneala se evaporează prin forța împrejurărilor, neavând capac la călimară. Și ce propui, tovarășe? Propun să păstrăm cerneala în sticle speciale. Foarte bine. Vii dimineața la servici, tot din sticlă în călimară. Ai plecat la ora 3, călimara înapoi în sticlă, ai pus topul, nu se mai evaporează cerneala, realizăm economii importante de rechizite pe 972 și următorii. Felicitări, tovarăș. Felicitări. Da, vezi pentru ce, tovarășul. Ia zi, tovarăș Ionescu, ce facem pentru asta? Propun să treceți pe listă acolo 10-15 sticle speciale pentru păstrat cerneala. 10-5, de care speciale? Speciale, cu gâtul lung, vă rog, de 3 sferturi. Cum adică? Adică Riesling, Băbească, Otonel, fetească, nu așa. Sâmburești. Da, și cerneală Sâmburești, sigur, și păstrăm cerneala în ele, tovarășul. Auzi, tovarășul Ionescu, vă rog cu respect. Mă iers că te întreb. Da. Dumneata, crezi că o să le găsim goale? Nu, vă rog, nu, păi noi le luăm pline. Uh-huh. Le luăm pline, le gâl și păstrăm cerneala în ele, vă rog. Păi, vorbe de economii, tovarăși Ionescu. Oh, păi facem, vă rog, facem și economii. Zău, facem. Mă rog, cum facem? Sifoanele le aduc eu de acasă. După ce a extras-o pe Eva din coasta lui Adam, Dumnezeu le-a promis bărbaților că vor găsi soții supuse în toate colțurile lumii. Și apoi a făcut pământul rotund. La fereastra casei mele și-a de două păsărele. Păsăroiu! Tu ești invitul, ai venit. Dar ce bine îmi pare că ai venit. Ce faci tu? Draga mea, dacă ai ști cum am alergat. Uite, florile astea sunt pentru ochișorii tăi. Dulciurile pentru gurița ta. Și... și mai ce? Și asta. Și ce, ce, ce? Pentru urechiușurile tale. Cerci! Da-ți frumoși! Vai, ce frumoși! Vai, scumpule, dar ce cheltuieli faci tu pentru mine? Să știi că te cer, să știi, te cer. Ia, ia! Dăm tu servieta. Așa. Dăm și călărioara asta scumpă. Și... Puiule, scoate tu hăinuța asta, că aici e cald, da. Și e bine. Da, ca într-un cuib. Un cuib al iubirii. Dar cine să se ocupe de păzăroiul meu, dacă nu eu? Nu. Ah, iubitule, ți-am pregătit cu mânușițele astea ale mele o băutură foarte. Ia, stai să mă duc să o scot de la frigider. Cum vrei tu, scumpa mea, cum vrei tu, așa fac. Ce vrei tu? Ta ce să-ți fac eu, dragule? Să-ți dau un ceai! Să-mi dai pe dracu să mă ia! Uf, de-abia mai pot să răsufru. Ar trebui să mă așez pe pat, dar nici asta nu pot. Și cât e necesar să rămâi așa? Nu e necesar. Nu? Stau așa că nu pot altfel. Trebuie să mă calci, aleac nu-i. Ce să fac? Să mă calci cu fierul fierbinte peste șale, ca măcar să mă pot desepeni nițel. Vai tu, dar eu nu știu să calc. E, asta e bună, cum nu știi să calci? Sau tu dacă spun că mie îmi calcă și îmi spală mămica? Păi da, atunci cheamă pe baie. Da, ok. Nu se poate, dragă.
vadă că e la Giurgiu. Cum? Ea face naveta de două ori pe săptămână pentru mine și de-abia apoi mine vine. Dacă mai rămân mult așa, nu știu ce se întâmplă. Vai, Dumnezeu. Vai tu, eu chem salvarea. Ești nebună? Cum să mă găsească salvarea în halul ăsta aici? Dragule, dragule, eu chem atunci policlinica că a venit un medic. Nu, 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 un singur om, un singur om mă poate scăpa, îmi știe leacul. Cine? E nevastă-mi. Eu chem pe ea, dragule. Ești o catastrofă, nu-ți dai seama. Dragule, dragule, să știi că trebuie să întreprindem ceva, că eu la șase aștept un văr din râmnic. Nu știu, nu știu, mie soche din cap de durere și ție de văr, soția. Băi, tu băi, ești așa drăguț. Ești comic de tot. Te-ai încovrigat de tot și mai ai și pretenții. Nu fi toantă, nu fi toantă. Păi foarte bine, păi sigur că sunt toantă dacă m-am încurcat cu un paralitic. Nu înțelegi că e lumbago sciatică, nu paralizie la Zăludo. Uite, știi ce, tovarășe, o fi eu o sub alternă dumitale, dar Zăludo să nu mă faci că eu te dau la comisia de litigi, auzi? Litigi, auzi, de ce arde de litigi? Auzi? Și cât, când ai de gând să te dezdoi? N-ai bap, știi, aoleu, ce mă doare. Da. Și mai durează mult tu? Da? Odată a ținut 8 zile. E, nu, că pe mine mă apucă nebunia. Eu chem o vecină să te calce. Nu, nu, nu vreau să mă vadă vecinii. Atunci o chem pe nevastă, da, dragă. Aoleu, chema nici pe ceva. Da, cum? Alo? Da, cine e? Tovarășa Grigore? Da. Aici e tovarășa Claudia. Care Claudia? Tovarășa Claudia, secretara soțului dumneavoastră. Ah, da, 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 ce e? Știți, tovarășe, aș vrea eu să vă comunic că tovarășul soțul dumneavoastră are o criză. De lumbago. Exact, tovarășe, de lumbago. Vai, dar știți, e rău, e foarte rău. A rămas fix. Da, de ce nu chemați medicul sau un sanitar, știu eu? Nu-l aveți pe Șerbanescu acolo? Tocmai, dar știți că nu suntem la birou? Ah, l-a apucat în mașină. Nu, să vă spun... E pe stradă. Deci a rămas țeapă pe stradă. Ba nu. Ce mai, tovarășe, trecea pe stradă. Tu mai pe strada mea. Și când trecea așa, l-a apucat criza. Dar știți, deodată l-a apucat, tovarășe. Și cum a văzut pe mine, vă la fereastră, a zis: pui, tovarășe Claudia, adăpostește-mă un minut, tovarășe, până îmi trece. Și cum ai reușit dumneata să-l urnești până în casă? A fost greu, foarte greu, că eu stau la etajul 8. La 8? La 8 ai spus? La 8 ați auzit. Și cum ai reușit dumneavoastră să-l urci așa țeapă în cum era până la 8? De, ce era să fac? Da, da, am înțeles. Dă-mi adresa. Veniți? Bine. Cartierul Colentina, Quartalul A, mare, de mic. Da. Numărul 182-190. Stai, mai rar, te rog. Mă urmăriți? Da, te urmăresc, mai rar. Numărul, da? 182-190. Corpul ce? Ce? Liftul din dreapta, dai, da, defect. Bine. La fereastră casei mele. Bună ziua. Haralambie. Da. Cleopatra, scumpa, suci soția mea dragă. Cleopatra. Unde este priza? Aici, exact aici. Să vă ajut cu ceva? Da. Scoate-te, rog, cămașa din pantalon și desfă-i cureaua. Da. Tovarășe. Da. Iartă-mă, tovarășe Grigore. Nu mă clinti, te rog, nu mă clinti. Nu mă clinti. Tata, te rog un pahar cu apă. Da, da. Bine, ia. Cleopatra. Numai puțin, Haralambie. Cleopatra. Gata, dragă, de asta. Am adus. Așa. Dă-i, te rog, asta. Opa, una. Ia, nu, tovarășe. Dă-o puțin mai sus. Ah, pardon.
Ce, dragă, în ce cadă de? Așa. În ce fără la mie, dragă? Hai. Parcă mai merge. Așa. Așa e foarte bine. Merge pe dracu. Așa. Așa, uite, Duduie, dragă, aici este algocalminul. 3 fiole pe zi. Da. Piramidon, 4 pe zi. Da. Uite, pastiluțele astea mici și roșii, dimineața și seara. Da. Seara? Da, 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 și seara. Este absolut necesar să ia 3 la rând. Să știi că dacă e cu minte și ții din frâu, în câteva zile pe picioare, 4-5 zile. 5 zile? Da, însă și se poate reface și în 4. Cleopatra, nu mă lăsa, te rog. Doamne, dragă, dar de ce? De ce? Fața e deschețată, da. E o secretară admirabilă. Eu am convingerea că o să te simți aici foarte, foarte bine. Cleopatra. Tovarășa Grigore, dar eu nu pot să... Ce fac eu cu el? Ba, poți, dragă, poți. Dacă ai fost dumneata în stare să-l ridici în plină criză până la etajul 8... Uite, să știi, eu în atâția ani de căsnicie n-am fost în stare să-l clintesc un centimetru. Aoleu. Când îl apucă Damblaua. La revedere, Lambe, dragă. Cleopatra, nu mă lăsa. Ah, Duduie, să anunți, te rog, medicul vostru pe Șerbănescu să îi dea certificatul medical. Pentru că recunoaște și dumneata că cât o fi Grigore ăsta de șef, trebuie să justifice și el într-un fel absențele, nu? Certificat? Da, certificatul medical. Nu, te văd cam tulburată. Nu-i nimic, lasă că am să anunț eu medicul. Aoleu. Lambe, dragă. Da. Lumea de la serviciu o anunț eu că tu bolești aici. Pentru că putem să ne trezim altfel acasă cu pelerina și să știi că eu n-am timp nici să primesc, nici să fac conversație. Cleopatra. Sănătate, Lambe! Cleopatra, nu mă lăsa! Degeaba ești supărat acum. Degeaba suferi. Dacă știai că bea, de ce te-ai măritat cu el, Cleopatra? N-am știut, Dorele, că bea. Până nu l-am văzut odată treaz. Eu jumătate el cu Ana Chirița, șuvărul pe el o să-și urmeze porumbița. Fiindcă l-am adus aici la bar, pe-am zis cu mușușarul. Mersi, mersi de prezentare, rămân dator și cum mă știu om de onoare. Chiar acum, ca un mic avans, te invit mașer la dans. Bine scuze, bine scuze, te-am venit cu un travesti, ca-n teatru de pe vremea marelui Alexandri. La 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 la, la 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 la. Și cu Opel și cu Pluto. Ca și Total și cu Pluto. Sau mă rog, cum e perechea? Stella. Și cu Arșine. Astă seară să dansez numai cu mine. Să se uite toată lumea doar la noi. Să auzim șoptind perechile voazine. Ia priviți ce potrivit sunt ăștia noi. Hai să te fac, madame, une femme, cu pam-pam. Să te dansez chirurită. No, wait, argentinian. Apirea că mă mușiu, curaj că te susțiu. Cu forma mea să umplu piloc micul ecran. Și 2 lei, o cuție, 3 lei, o lămâie. 5 lei, un băiat micus. 2 lei, o alviță, 3 lei, o chirită. Oh, vai, cât ești de drăguț. Un jaleson. Și foarte de bonton. 2 lei, o carină,
cea, cea, cea. Vom vedea ce notă ne vezi da. La șa, șa, chirița-i șa mai șa. Priviți ce brusețe. Ce finețe. Oh, ce mândrețe. Priviți ce măestrie. Și ce coreografie. Nu-i așa că suntem cineva. Inima ne bate șa, șa, șa. Ne vezi da un zece și ceva. La șa, șa, chirița șa mai șa. Cleopatra, vreau să spun o întrebare care probabil o să te surprindă. Tu știi care este apogeul beției la o nuntă? Sunt surprinsă, nu Dorele, care este? Când chelnerii apar cu tortul miresei și tu întrebi, a cui e ziua? Te la mergi, frumos, vezi, nu acum. Ce vorbești cu ei? Bună ziua, fericitări! Numai bine, să fiți fericiți, să fiți fericiți, vă mulțumim. Andreea, nu acum te-a rugat. Dau întâi explicațiile de rigoare. Nu vă supărați, sunteți a 100-a pereche care se căsătorește. Și eu sunt colaborator cu Bucata la televiziune și aș vrea să fac un reportaj în care să prezint aspecte de la o nuntă. O tinere, de la oameni, știți, adecvat. Un moment, venim acasă, stăm într-un colț, nu vă deranjăm cu nimic. Se poate? Cu multă plăcere, dacă sunteți invitații noștri. Da, vă mulțumim bine, foarte mult. Bine. Vă rog, poftiți la mașini! La mașini, vă rog! Hai, cine? Poftiți la mașini! Sus! Sus, mache! Vă rog, o clipă, eu nu înțeleg, nu mă atrage bandă! Vă rog foarte, nu vă supărați, dar cântați cu viață, este o nuntă optimistă, este un tineret, este... Vă rog foarte mult, cântați și dumneavoastră ce câți dăneai cu cută în urechi? Nu cânta, lasă-ne pace! Cântă ușor, pațică! Și... Mulți-a-ntrăiască, la mulți ani. Așa, vă mulțumim, ai luat? Am luat, vă rog, și acum luați loc. E bine. Vă rog, nunta decurge normal, noi nu suntem aici. Beți, mâncați, distrați-vă, faceți abstracție că nu mai lasă că mâneu, o să ai tibie, nunta lungă așa. Vă rog, liniștit, calm, tinerii de aici, să rămâne, bună seara, nu vă supărați. Am vrea să eliberați aceste locuri. Vă rog, luați și mâncarea. Lasă-și. Serica! Aici! Dă scaunele la parte și bagă... Este trepiedul, se pune. Trepiedul, ușor. Să ai și de prin plan, să ai... Așa, vă rog, acum... Maestre, ce fac cu magnetofonul să nu se vadă în cadru? Mi-l pui în cap! Uite, var, în locul verde, ține varza asta puțin. Nu, dar nu merge, că se vede. Bagă-l sumasă. Sumasă! Vă rog, faceți. Cine dă drumul? Îl rogi pe domnul să dea drumul. Da. Așa, vă rog. Amabil. Pe butonul ăsta alb, de ăsta se dă drumul. Când spune maestru sunet, apăsați pe buton și strigați, merge banda. Și le vorbești ca la surzi, înțelegi eu, un buton alb. Buton am pornit și s-a făcut filmul și intrați cu el. Hai, poftiți. Sumasă, vă rog. Sumasă. Ușor să nu-l spargi că plătești 2 ani. Bagă-l sumasă, ia uite, nu se-mi doaie eu. Așa, ușor, dă-i să mănânce, mănâncă. Ia și mănâncă, acolo. Ia și-o, dar încep să nu-ți audă, mănâncă civilizat. Așa, asta e tot. Și acum nunta decurge normal. Liniște, nu vă rog zâmbiți, ca și cum noi n-am fi aici. Să rămâi nene. Trebuie să vă băgăm mai în față în cadru. Intrați puțin mai în față, vă rog. Mai în față. Vă dă genică, drăguț. Așa, ați mai făcut film? Da, Sterică, pune șarful pe decolteu și da. O să mai discutăm. Așa, să ne continuăm treaba. Vă rog să-mi permiteți, ai grijă de ăsta să nu pleci. Așa, vă rog, permiteți-mă o clipă, nu vă supărați că vă deranjăm. Să trăiți, să v-am mai văzut. Așa, acum ar urma
ar urma tradiționalul sărut al mirilor. Normal, Pupo. Normal. Pupo, lasă vinul jos și Pupo. Ce bă, mă, ce bă, așa, se Pupo jos. Uite, ia. Lasă jos. Ia, Pupo acum. Pupo acum. Aolea, cine te-a învățat de o clipă? Vă rog să-mi permite. Dom'le, ți-a dat-o? Da. A zis da? Da. Păi atunci e, trebuie un sărut artistic, un salbaie, un operete, un uite așa, uite așa, uite așa. Maestre, bă, era vorba de un scurtmetraj, m-a dat o pupca pentru un scurtmetraj. Așa, așa, dar nu-mi dauzi? Lasă, nene, e problema asta, acum e rândul dumitale. Da. Vă rog, e rândul dumitale, ia, frumos, sărutul. Sărutul, eu am făcut numai playback-ul. Hai, sărutul, ai pașul la mine. Prinde-o. Aoleo. Mă rog, n-avem ce faci, asta e. Filmăm așa, Sterică. Da, mă. Vreau să trag planul ăsta cu sărutul mirilor. Da. Sunetul. Ia vezi, adormite la sumasă. Merge baita. Așa. Atențiune, filmăm. Nu-mi da cadrul unui filmat unul. S-a luat. Ce-așa, cine sună? Cine sună la uge? Cine goblește, mă? Du-te, gogule, vezi cine e. Aruncă-i pascări. Bună seara. Bună seara. Suntem invitați la Suntem rudele Miresi. Nu se poate, acum să filmează. Maestre, nu mai sună nimeni. Bine, bravo, gogule. Așa, planul 2, plecăm. Deci, de pe sărutul mirilor, groplan. Deci de pe buze, groplan, panoramezi, treci peste porc și ajungi la tort. Aici. Ai ajuns, te așezi pe tort, da? Și plonjezi ușor în detaliu pe inscripția Trăiască nașii. A scris Trăiască nașii? A scris, a scris. Yeah. Așa. Este. Va să zic, sunetul. Merge banda! Așa, bravo, mersi frumos, să trăiești. Motor! Gogule, lumină mare pe tort! Stop! Gata, vă mulțumesc! Așa, am făcut și tortul. Vă rog, dumneavoastră, continuați nunta. Da. Vă rog. Și acum nu mai pupa, gata, n-ai timp toată viața. Maestre, maestre, da. Mi-ar trebui niște prim planuri la mireasă. Ne trebuie la montaj după aia. Păi ce te-a oprit? Vă rog, fiți amabile. Poftiți cu mine puțin să vă luăm câteva. Ușor, ușor să nu prindeți rochia, e împrumutată. Vă rog, ușor, încet. Fiți mai degajați, Sterică, te rog, aparatul. E mai degajat aici. Fiți liniștită, aparatul, aveți aici obiectivul. Vă rog, Sterică. Scumpii mei copii, sufletul meu. Leagă de aici la uși. Și-am bătat cât acolo, du-l la masă, leagă-te, ține-l de gură. Așa, aveți aici obiectivul. Sunetul. Merge banda. Bun. S-a luat. Cine sună? Gogule, te-am rugat! Să știe! Dai cu șoarea de parcă, ci smigiu, e vraiște, e bine că v-ați căsătorit. Nu v-am spus că se filmează? Dar dumneata, cine ești? Electricianul! Meștere, de data asta nu mai sună chiar nimeni. Bravo, mersi, Gogule. Acum, prin planul ei. Prin, plan, prin planul Miresi, vă rog, apropie-te. Da? Vă rog, fiți amabilă. Scoate microfonul! Priviți! Priviți frumos în cadru ochii. Ochii! Hai, așa, bun! Ochi foarte bine, fă șarful aparat, așa. Vă mulțumesc foarte mult. Nu vă speriați, nu v-am filmat decât capul. Cine e nașul? Vă rog, dumneavoastră sunteți nașul? Da, eu. Un moment, maestre, că n-are microfon. Păi, pune microfonul. Pe unde să-l pun? Păi, pune-l să nu se vadă. Am o idee. Ce? Scoatem gogoșarul din gura porcului și pune microfonul. Bagă-i microfonul. Bagă-i microfonul. A, da. Vezi să nu te muște, mă. Să facem o probă de pulp. De microfon, vă rog. Numărați dumneavoastră puțin, vă rog. 1, 2, 3, 4. Maestre, nu prea are dicție. Maestre, nu e nici prea telegenic, nu dă bine în cameră. Auzi, auzi ce ne faci. Ce faci, să luăm? Vă place asta? Cu părul îndulat? Fiți amabil, vă rog. Da, da. Așa.
Ia-i cocarda. Da. Îl schimbăm. Îl schimbăm. Intră-i dumneata. Nu iese, nu iese. Ia-i haina. Dai haina. Că-i schimbă hainele, dumneata o să fii nașu. Da, bine, dar nu e... Dom'le, mulți văd, puțin cunosc. Schimbați și locurile? Ia, dai, dom'le, că pierdem timpul. Va să zică. Sunteți așa. Dar facem și cu dumneavoastră o mică probă de microfon. Fiți amabil, vreți să numărați puțin? Da. Vă rog, lăsați acolo. Da. Numărat. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Opa, gheare și dicție. Da. Bun, o clipă. Cum se va desfășura această scenă? Ridică paharul, îl bea până la fund și spune spre obiectiv: am băut acest pahar în cinstea tinerilor însurăței, cărora le doresc. Ce le dăruiești? Ce le dorești dumneata lor? Azi le spui ce nu. Noi nu ne amestecăm aici ad libitum, ad libitum complet la mâna actorului. Faci așa. Și vesel, bine dispus, bine filmăm. Am băut acest pahar. Stop, să ce faci, dragă? Nici n-am dat motor. De la început umple-i paharul. Umple-i paharul. De la început facem scena. Sunet. Merge banda. Așa, motor. Cine sună? Cine sună? Cine sună? Gogule, te-am rugat, Gogule. Mai durează mult filmarea, că am înghețat aici. Mai avem nițel și terminăm. Luați aici. Ia, stai puțin. Meștere, i-am aranjat o jumătate de oră numai. Bine, e bine, mulțumesc, Gogule. Hai, reluăm toastul nașului. Ia, umple paharul. Da. Umple paharul, frumos. Hai. Am uitat textul. Să mă împace, hai, Dumnezeu, îți faci joc de... Am uitat textul. O pot să l-am băut, dar ce umple paharul. Umple paharul, repede. Hai. Umple așa. Hai, ridice. Ridice, vă rog. Fericit, bucuros, nuntă. Motor. Avânt această mireasă în cinsta paharului care am ridicat această mireasă. Ce faci? Oprește sunetul. Ce faci? Paharului gol. Da, te-ați bat joc de oameni. Mai pune un pahar. Lipim un toast, am de la altă nuntă și... Sunetul! Merge banda! Meștele, mi s-a terminat acumulatorul, nu mai ai lumină. Cum nu mai ai lumină? Cum să n-ai lumină? Aprinde pomul, fă ceva! Stai, frate! Mai avem un singur cal... Alex, v-ați dus să vă luați acumulatoare! Asta e echipă! Nu vă supărați, eu discut cu ei, sunt oamenii noștri. Și mai am o comandă pentru telepublicitate. Dacă vreți să mă ajutați puțin... Doamne, lăsați-l, nu se întâmplă nimic, e problema numai ca să-mi fac și eu o mică, tot avem nunta la îndemână. Dumneavoastră trebuie să faceți o mică acțiune. Trebuie să spuneți un text, vă rog, țineți ciocolata aceasta în mână, așa, nu ca pe bardă, ușor, să se... așa, luați mireasa de braț, așa, ce unde o ții, unde o ridici, mai cu educație așa, mai doamnă, vă rog, aveți grijă, așa, și acum, trebuie să spuneți un text, spuneți așa, ciocolata pitic vă face voinic la munte la mare și în orice împrejurare, așa, Gogule, da, Gogule, aici mai ai puțin lumea, da. Și tu pe el, poate, prin plan. Ciocolata voinic te face pitic și la munte și la mare. Îți bagi de noi, sună drept, îți bagi joc. Ce-ți de la atunci, bă, dacă nu vă supără, vă bate în joc. Este o muncă pe care se depune, e ciocolata pitic, vă face, băi, dar nu facem altceva. Vă rog, vreți să renunțați puțin la ochelari? Că dulciurile v-au luat vederea, ușor. Așa, țineți-o să se vadă ciocolata, mireasa, frumos, ușor, așa. Deci, spun eu textul și dumneata nu mai dai din gură. Ciocolata pitic vă face voinic la munte, la mare și în orice împrejurare. Și în orice... Cine a scris asta? Nu știu. De la cine a dus? Da. Nu, e gata, nu mai stați așa. Vă mulțumim foarte mult, ați fost foarte drăguți. Da, mulțumesc, vă rog. Permiteți-mi să vă ofer
acest mic dar. Sunteți mulțumesc căsătorite? Adică dacă la ea să... Dacă mă, ați fost excelent, ați luat gogoșarul de aur. Mache, ține, vă rog, gata, băieți, strângeți ramuri, luați tot. Bă, da, petrecere frumoasă! La mulți ani să vă trăiască mirii! La mulți ani, hai, Mache! Gata, mers! Merge banda! Până data viitoare, trage, draga mea, cortina. Dacă v-au plăcut bufonii și a noastră a fost vina, drept care poftiți săptămâna viitoare, vineri, la aceeași oră, la o nouă ediție a emisiunii Gala Umorului!